Vă salut! Astăzi vă prezint cel mai bun ejector pentru pompă, să poată scoate motorul acesta cu ușurință apă de la 12 metri. Acest motor scoate maxim de la 8 metri. Cu ajutorul acestei butelii putem scoate fără nicio problemă apă de la 12 metri. Am mai ridicat această țeavă, am pus aici o clapetă de sens să nu tragă apa înapoi când face vidul în butelie și am mai sudat această mufă și am pus robinet pentru a amorsa toată butelia. Avem furtunul în spate. Să vă arăt cum merge. O să pornim din telecomandă. Merge foarte bine. Sunt foarte mulțumit. În sfârșit am rezolvat o problemă. Am scos mai devreme jumătate de oră continuu. Și nu s-a oprit. Anul trecut mergea 10 minute și se oprea. Acum trage foarte bine cu acest ejector, cu această butelie. De fapt, motorul trage apa din butelia aceasta, face vid, iar apa vine din țeava pompei în butelie. Vă recomand acest sistem cu încredere. Eu îl văd cel mai eficient și cel mai bun ejector pentru pompă. Sunt ejectoare pentru puțuri, dar nu am văzut până acum niciunul pentru pompă. Aceasta o pot considera că este invenția mea. Deci consider o invenție atunci când nu am mai văzut în altă parte. Acum putem uda foarte ușor în solar. Cam atât. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să lăsați un comentariu, să distribuiți. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!